Valul 5 al pandemiei ar putea fi ultimul și vom putea reveni la normalitate. Astfel, începând cu luna martie, autoritățile ar putea renunța la starea de alertă după 2 ani de pandemie. Toate semnele arată faptul că mergem spre o situație mult mai stabilă și mai bună. Acest val poate să fie într-adevăr ultimul val semnificativ la acest moment și să trecem după asta la o perioadă mult mai liniștită. Noi am făcut toate vaccinurile, dar am văzut că și în Europa am copii peste tot. În Europa am unul în Danemarca, unul în Franța, un copii în Germania cu nepoții. Deci peste tot este starea asta de alertă, dar nu sunt atâtea restricții. Ar fi un lucru bun să scăpăm? Un lucru bun să scăpăm de pandemie și să fim și noi mai liberi. De exemplu, n-am crezut în vaccinul. Deși l-am făcut anul trecut, l-am făcut Johnson. Dar l-am făcut așa, tot așa, prin restricțiile ăștia care mi se par ciudate, cel puțin mie. Pentru că ăștia vaccinații le răspândesc la fel de ușor ca și a nevaccinați. Ideea de simptome, adică dacă e mai grav sau mai puțin grav. Da, o să se termine până la urmă. Aveți speranța că anul acesta scăpăm de pandemie? Mă, sincer, da. Eu cred că nici n-a existat sau dacă a existat așa, mult umflată. Săptămâna viitoare ar putea începe să scadă numărul de infectări. Este estimarea făcută de ministrul Sănătății. Alexandru Rafila spune că după aceea vor fi luate în calcul noi relaxări ale restricțiilor. Asta e un lucru foarte bun pentru că nu mai există socializare între oameni, toți oamenii stau retrași fiecare la ei acasă, nu mai merg, nu mai comunică cu nimeni. Totodată, până atunci, starea de alertă s-a prelungit, iar de astăzi accesul nevaccinaților în magazinele alimentare din mall-uri se face fără certificat verde. Există însă anumite condiții care trebuie să fie respectate. Asta e un lucru foarte bun, pentru că vaccinul nu este obligatoriu. Fiecare, din conștiință, dacă consideră că are nevoie, se duce și îl face. Care nu vor, o face pe răspunderea lor. Vorbim despre culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire din acestea, cu asigurarea unei suprafețe de minim 4 metri pătrați, raportat la suprafața destinată vânzării. Pentru fiecare persoană și este limitat numărul coșurilor de cumpărături, la numărul maxim de persoane ce pot avea acces.